repeta ta și înaintea tău cel Sfânt, o Doamne, și îți mulțumim, o Doamne, căci până aici ai fost de partea noastră, Doamne. Îți mulțumim, o Doamne Iisuse, pentru că ce-am ajuns în această familie, o Doamne, și te rog, o Doamne, Tu ești Cel care dai binecuvântările, o Doamne, de aceea revarsă-ți binecuvântările Tale, o Doamne, peste fiecare dintre noi, o Doamne. Fii, o Doamne Iisuse, de partea noastră, Dumnezeul mântuirii noastre, scutul nostru de adăpost, o Doamne. Vrem, o Doamne Iisuse, ca în fiecare zi, o Doamne, să fim sub călăuzirea Ta. În fiecare zi vrem să fim sub protecția Ta, o Doamne. De aceea, o Doamne, ajută-ne să Te căutăm pe Tine în orice loc și orice vreme, o Doamne. Și în orice împrejurare, o Doamne, să putem să stăm lângă Tine și să Te slujim pe Tine, o Doamne. Binecuvântează, o Doamne Iisuse, și pe cei care nu sunt în mijlocul nostru, o Doamne. Mă rog, o Doamne Iisuse, pentru Ștefan, o Doamne Iisuse, mă rog pentru Vasile, o Doamne. Mă rog, o Doamne, sunt din casa aceasta și nu sunt aici la bucurie, o Doamne. Dar Tu ești Dumnezeul bucuriei, Tu ești Dumnezeul mângâierilor, o Doamne. Te rog, o Doamne, fii și cu ei, o Doamne. Ștefan, o Doamne, trece prin încercare, prin suferință, o Doamne. Tu ești medic suprem, o Doamne. Atinge-te, o Doamne, și dă vindecare, o Doamne. Te rog, o Doamne, lucrează, o Doamne, și fii de partea noastră. Și ajută-ne, o Doamne, toată viața să stăm lângă Tine. Amin. Amin.